Dragi frați și stimate surori, vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, și să citim 11 versete. 1058, pagina din versiunea Cornilescu. Petru și Ioan se suiau împreună la templul la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Ioan, Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Vă mulțumesc. Vă rog, stați loc. Vă aduc salutări de la Biserica Vestea Bună din București, unde slujesc, și versetul nostru de salut pentru toți frații și pentru toate surorile cu care ne întâlnim este în Romani, capitolul 12, ultimul verset, și spune în felul următor: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Și de asemenea vă aduc salutări de la Institutul Teologic Pentecostal, unde lucrez, îmi consum cea mai mare parte din timp, unde am speranța că educând oamenii, pregătind oamenii pentru slujirea lui Dumnezeu și a împărăției lui, săvârșim voia lui Dumnezeu. În această seară aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri de învățătură despre o temă pe care eu o consider fundamentală, chiar dacă nu este înțeleasă ea cel mai potrivit. Dacă ați fost atenți și în această seară, poate cele mai multe rugăciuni pe care noi le facem sunt acelea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Indiferent dacă este vorba despre dorințe materiale, ceea ce nu este rău deloc, de la Dumnezeu vin toate lucrurile și trebuie să-i mulțumim asta și trebuie să recunoaștem asta, fie că este vorba de dorințe spirituale, vrem ca Dumnezeu să ne dea un dar, vrem ca Dumnezeu să ne înnoiască, vrem ca Dumnezeu să ne schimbe, vrem ca El să ne transforme. Toate lucrurile pe care îi le cerem lui Dumnezeu, toate binecuvântările pe care le așteptăm de la Dumnezeu, ocupă cel mai mare spectru al rugăciunilor noastre. Fie că, repet, este vorba despre o căsătorie reușită, fie că este vorba despre o carieră reușită, fie că este vorba despre un job bine plătit, fie că e vorba de o casă, fie că e vorba despre o poziție în biserică, poate că aici e mai greu, indiferent despre ce este vorba, ne rugăm lui Dumnezeu și credem că El ne poate binecuvânta. Însă, aș vrea să adresez o întrebare și să mă întreb și eu și să vă întrebați și dumneavoastră împreună cu mine, de ce totuși Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor, de ce El ne onorează cererile noastre, de ce El ne binecuvintează în modul în care El o face? Observați că în momentul în care Dumnezeu ne răspunde la o anumită cerere, îi mulțumim din toată inima, însă lucrurile se termină acolo. Nu l-am întrebat pe Dumnezeu niciodată de ce m-a binecuvântat, de pildă, cu locul în care lucrez. De ce m-a binecuvântat cu sănătatea pe care o am. Știți care este paradoxul? Paradoxul este că îl întrebăm pe Dumnezeu când nu o face. De ce suntem bolnavi? De ce nu avem? De ce nu ne dai? De ce nu ne onorezi rugăciunile? Dar atunci când o face, nu îl întrebăm. Pentru că ni se pare într-un fel normal. Și aici răspunsurile sunt într-un spectru foarte larg și aș vrea să spun doar câteva dintre ele. Unul este că noi ne-am rugat. Și când un frate spune că el s-a rugat și Dumnezeu a răspuns, nu prea mai ai ce să-i spui. Și trebuie să spunem amin, că Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor,
Dar în același timp trebuie să aducem o completare, că Dumnezeu nu ne răspunde la toate rugăciunile. Există o grămadă de rugăciuni pe care Dumnezeu nu ne le-a onorat, pe care Dumnezeu nu ne le-a ascultat și pe care continuă să ne le ignore. Apoi am putea spune că am jobul pe care l-am pentru că am competențe. Sunt un om competent, am făcut o școală bună, părinții mei au un background financiar stabil, am pornit pe cale cu un capital serios, prin urmare era normal să ajung aici. Și aici putem adăuga o notă de subsol. Nu toată lumea cu background bun, cu părinți buni, cu foarte mulți bani, reușește să aibă un job stabil, bine plătit și așa mai departe. Unii spun, ok, Dumnezeu e bun. Dumnezeu a vrut să mă binecuvinteze în ciuda etc., etc. În ciuda contextului în care mă aflu, în ciuda lipsurilor pe care eu le am, în ciuda minusurilor pe care eu le am. Și atunci când spui că Dumnezeu este bun, din nou, trebuie să spunem amin, așa este, Dumnezeu este bun în veci, mărit să fie numele Lui. Însă, întrebarea totuși persistă. După ce suntem binecuvântați, după ce Dumnezeu ne-a împlinit rugăciunile, ne-a împlinit cererile, v-ați întrebat vreodată de ce totuși Dumnezeu o face? Pentru că putea să nu o facă. Faptul că știu să scriu astăzi, trebuie să îmi pun un mare semn de întrebare, pentru că sunt milioane de copii în lumea asta care n-au văzut un pix până acum. Dacă eu am pixuri pendelete, vorbesc una, două, trei limbi, am acces nelimitat la cultură, la o societate civilizată, la o societate modernă, acces la tot felul de resurse, ne-am întrebat vreodată de ce totuși le avem. Haideți să luăm un exemplu și mai aproape. De ce port pantofii pe care îi port? Pentru că sunt o grămadă care nu și-i permit. Și repet, putem aduce argumente că avem un job bun, câștigăm, Dumnezeu binecuvintează efortul nostru, dar după ce am răspuns la tot complexul de întrebări, după ce spunem că noi ne-am rugat și Dumnezeu ne-a ascultat, după ce spunem că Dumnezeu este bun și vrea să-și mărească slava prin binecuvântările pe care ni le dă, întrebarea este, după ce ajungem la concluzia aceasta, mai putem găsi un argument sau un răspuns biblic ca motivație pentru faptul că Dumnezeu lucrează într-un mod poate supranatural în viața noastră? Pentru că, repet, cele mai multe întrebări sau de cele mai multe ori îl întrebăm pe Dumnezeu când nu o face. Și atunci când o face, într-un fel, nu îl întrebăm pentru că suntem îndreptățiți ca El să o facă. Avem așteptarea, venim de mulți ani la biserică, noi îl cunoaștem pe Domnul, noi avem experiențe și toate sunt valide, sunt răspunsuri în regulă. Dar ce vreau să spun este că textul pe care l-am citit ne dă posibilitatea să facem un pas mai departe și să vedem într-adevăr un răspuns, pentru că sunt mai multe, un răspuns biblic de ce totuși Dumnezeu intervine în viața noastră. De ce Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile și m-am căsătorit? De ce am copii sănătoși? De ce am nepoți sănătoși? Numai pentru că vin la biserică? Asta înseamnă că Dumnezeu poate fi cumpărat. Numai pentru că îmi fac datoria față de biserică? Din nou, e un Dumnezeu prea mic, prea slab. Îl cumpăr cu niște zeciuieli. Pare prea puțin pentru El. Numai pentru că, spre deosebire de prietenii din generația mea, eu mi-am văzut de viață bună din tinerețe. Am umblat cu Domnul din copilărie și alții și-au bătut joc de viață. Asta înseamnă că prin faptele mele, prin ceea ce fac eu, reușesc să dobândesc anumite lucruri și tot sună îndoielnic. Textul pe care l-am citit ne pune în față, dragii mei, o realitate care se întâmpla în secolul I al creștinismului și spune în felul următor. Într-o zi de rugăciune, la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea, în niciun caz ora 9 dimineața după care noi ne întâlnim la casa Domnului, al 9-lea ceas din zi, adică undeva la 3 după amiază, că în iudaismul clasic era rugăciunea principală a zilei. Și uitați ce spune textul. Acolo era un om olog. Textul face referire la o persoană bolnavă care nu se putea recupera. A fi olog, surd, mut, în societatea respectivă, erau boli incurabile. Dacă te-ai născut cu această boală, cu această boală mureai. Textul biblic spune că era acest om olog adus la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de la cei ce intrau în templu. Vă este foarte cunoscută practica, în special în România, dar poate și pe aici, în care oamenii care cerșesc se plasează în fața bisericilor, în special a bisericilor tradiționale,
să ceară de mâncare, să ceară un bănuț, să ceară un anumit beneficiu. Asta pentru că în gândirea iudaică exista această idee, și anume că cu cât îi dai mai mult lui Dumnezeu, când mergi în templu, Dumnezeu nu are altceva de făcut decât să te inunde de binecuvântări. Și cu cât ești mai generos la intrare, cu atât Dumnezeu este și mai constrâns în biserică și trebuie să-ți dea. Era această idee mercantilistă. Îi dăm lui Dumnezeu și El înapoi n-are ce să facă decât să ne dea. Și omul a speculat, și de obicei oamenii din această categorie speculează. Oamenii la intrare în biserică sunt mai sensibili, au o dorință, lasă acolo, pun o lumânare, aruncă niște bani, sărută mâini sau ce mai fac acolo, crezând totuși că Dumnezeu va arăta clemență față de ei. Omul acesta, ne spune textul biblic, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Este vorba, relatarea este dinainte de anul 70, încă avem templu, creștinii umblau împreună cu iudeii la templu și închinarea era acolo. Și acum începe textul să ne spună următoarele. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Cam ce vă transmite această remarcă? Înseamnă că urmează imediat să primești ceva. Când se oprește cineva în dreptul tău, îți cere atenția, evident că aștepți să primești ceva. Și uitați ce spune textul. El se uita cu luarea minte și, evident, aștepta să capete ceva de la el. Și uitați ce răspuns dă evanghelistul Luca. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am. Ce mare paradox! Omul cerșea, voia să aibă o pâine să mănânce, voia un sandwich, voia un bănuț și Petru pare că îl ia într-un fel peste picior și spune, argint și aur n-am. E ca și cum mi-ar cere un cerșetor un dolar și aș spune, nu știu, că nu am să-ți dau rest, nu ai să-mi dai rest de la o bancnotă de 2000, dacă este, nu cred că este. Adică, Petru, nu ți-am cerut aur, oricum apostolii erau din categoria săracă a vremii, n-aveau la ei oricum. De ce te scuzi că nu ai? Pentru că e drept să nu ai. Dar Petru spune, argint și aur n-am. Dar Petru, nu ți-am cerut asta. Eu ți-am cerut milostenie. Tu dai milostenie, argint și aur? Însă evanghelistul Luca vrea să ne arate altceva aici. Și este următor lucru. Și anume că și cele mai valoroase lucruri din lume, aurul și argintul, da, nu pot să-i redea sănătatea acestui om, ci această minune se face prin puterea lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Și aur și argint, dacă ți-aș da, Petru spune, nu te-ar ajuta cu nimic. Nu avem, într-adevăr, dar și asta, dacă ți-am da, lucrurile nu s-ar rezolva. Pentru că misiunea este într-o altă cheie, este într-o cheie hristologică. Hristos, în numele lui Hristos, există vindecare. Așadar, o primă notă pe care o putem aduce aici este aceasta, că lucrarea lui Dumnezeu se face cu darurile lui Dumnezeu. În numele lui Hristos se face lucrarea. Indiferent cât aur și cât argint am avea, nu putem vindeca pe nimeni. Indiferent cât aur și argint am primit la biserică, din nou nu putem oferi vindecarea nimănui. Cele mai valoroase lucruri ale vremii, și probabil că și astăzi, sunt puse față în față cu puterea lui Hristos. Și Petru spune, sunt irelevante. Puterea lui Hristos este mult mai mare. Și apoi, atunci când ne rugăm, trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne dea mai mult și mai bine. Ologul a zis, eu vreau o puțină milostenie, vreau să trăiesc. Cu siguranță mâine, poi mâine voi fi din nou aici. Nu am un business, nu sunt, altcineva mă aduce, doar era modul de a câștiga existența zilnică. Și el era acolo în fiecare zi și el a cerut doar milostenie. Și ce a primit? A primit vindecarea miraculoasă a lui Hristos. Trebuie să ne așteptăm la Dumnezeul pe care îl slujim și nu pentru că îl slujim noi, ci pentru că asta este natura lui, să ne dea mai mult și mai bine, mai mult decât rugăciunile noastre. Și fiecare dintre noi putem spune asta, că avem lucruri și bogății de la Dumnezeu mult mai mult decât cele pentru care noi ne-am rugat. N-am reușit să acoperim cu rugăciunile noastre ceea ce Dumnezeu ne-a dat până acum. Asta putem înțelege din acest text. Când ne rugăm să-i cerem lui Dumnezeu mai mult, pentru că El ne dă și mai mult. Când vrem să îi cerem ceva lui Dumnezeu, textul biblic lasă la vedere această idee că putem primi din generozitatea lui Dumnezeu mai mult și mai bun.
Un prim lucru, dragii mei, cu care aș vrea să rămânem este acesta, că Dumnezeu lucrează în viața noastră într-un mod supranatural pentru a ne aduce în prezența Lui Mântuitoare. Și observați textul cum menționează că ologul, după ce a fost vindecat, unde a intrat? Ce este templul în Noul Testament? Este biserica trupului Hristos, mărit să fie Domnul. Vindecarea lui Hristos, vindecarea ologului, miracolul care a avut parte, îl duce pe olog în prezența Mântuitoare a lui Iisus Hristos. Și aș vrea să mai observăm aici un detaliu foarte important. Unde are loc minunea? În afară. În afara templului. Își aduce cineva aminte în Vechiul Testament unde se arăta slava lui Dumnezeu? În templu. Vă aduceți aminte ce spune Luca în momentul în care relatează experiența păstorilor? Pe câmp, dintr-o dată, ce s-a întâmplat? A coborât slava lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie privit și în felul următor. Anume că este o notă negativă pentru templu. Templu nu mai reprezintă interes. Urmează să fie dărâmat și adevărata închinare, se spune în Noul Testament, va avea loc în Duh și în adevăr, mărit să fie Domnul. Dar pe de altă parte, că Hristos începe să lucreze în lume cu puterea lui Dumnezeu, pentru că este Fiul lui Dumnezeu și în afara spațiului consacrat. Trebuie să ne așteptăm, citind acest pasaj și având în vedere textul din Luca, cu profeția citată din Isaia, că puterea lui Dumnezeu trebuie și poate să se manifeste și în afara bisericii în care noi locuim. Ne putem aștepta să vedem slava lui Dumnezeu și minunea lui Dumnezeu pe stradă, la semafor, în curte, exceptând biserica. Și aici sunt o grămadă de mărturii care pot spune acest lucru, anume că Dumnezeu s-a atins de ei nu când erau la biserică. Asta înseamnă că pentru un evreu era foarte ciudat și vedeți din reacția poporului, au rămas uimiți. Noi știm că un olog nu se poate vindeca așa cum se naște, așa trebuie să moară. Și acesta sare în mijlocul nostru pe aici. Oare ce se întâmplă? Este împlinirea profeției despre care tot Luca citează și pe care am amintit-o. Odată cu venirea Fiului lui Dumnezeu, odată cu debutarea misiunii Lui, se întâmplă ceva. Și prin acele foarte multe lucruri importante care se întâmplă, ologii încep să umble, mărit să fie Domnul. Dar acest lucru se întâmplă în afara templului ca o notă negativă pentru cultul iudaic și pentru autoritatea spirituală a preoților. Le arată invaliditatea. Începe o nouă lume să intre în desfășurare. Există un nou domn, există un împărat care are o împărăție și care începe să se manifeste, cum spune Evanghelia, în noi și în mijlocul nostru. Și ca semn vizibil a acestei împărății, acest olog este vindecat și intră în templu ca să aducă mărturie. Un prim scop cu care Dumnezeu lucrează în viața noastră într-un mod supranatural, dragii mei, este acela de a ne aduce în prezența Lui Mântuitoare, adică în biserică. Toate lucrurile pe care noi le primim, fie mari, fie mici, au menirea să ne aducă în mijlocul poporului și împreună cu poporul să-L lăudăm pe El, mărit să fie Domnul. Și observați ce face acest olog în versetul 8 și versetul 9. Intră în templu și ce face? Laudă, cântă și îl preamărește pe Dumnezeu. Dacă citim în Cartea Psalmilor, o să vedem că omul care este drept, omul care este îndreptățit de Dumnezeu, omul care este transformat în limbajul nostru evanghelic, este acela care laudă pe Domnul. Scopul cu care Dumnezeu ne aduce în casa Domnului este să-L lăudăm pe El și El să ne transforme, mărit să fie Domnul. De aceea, orice experiență în casa lui Dumnezeu nu este doar o experiență notabilă, nu este doar o experiență pe care am bifat-o, că am fost la un anumit program, ci este o prezență activă, o prezență vie în care se manifestă Hristos în toată puterea Lui, Duhul Sfânt și Dumnezeu, pentru că suntem poporul Său răscumpărat, prin care Dumnezeu își duce la îndeplinire planul, mărit să fie Domnul. Trebuie toate experiențele pe care noi le avem cu Dumnezeu să vină și să aducă mărturie în biserică, în mijlocul poporului. Și aici să lăudăm pe Domnul, că lauda este expresia omului drept. Cine laudă pe Domnul a fost îndreptățit, a fost făcut drept de Dumnezeu și fiind drept, el poate să laude pe Domnul, mărit să fie el. Și un al treilea lucru pe care îl desprindem în acest text este că orice lucrare miraculoasă pe care Dumnezeu o face în viața noastră trebuie să aibă un scop misionar.
Nu se oprește la o experiență, nu se oprește la transformarea mea personală, nu se oprește la experiența comunitară. Și uitați cum spune versetul 11. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul. Tot norodul a alergat mirat la pridvorul lui sau lui Solomon. Și ce face Petru când se adună atâta mulțime? Predică Evanghelia. Observați cum Dumnezeu leagă lucrurile așa, în așa manieră încât vindecarea nu se oprește acolo la templu și la mirarea unor preoți, ci are o anumită continuitate și continuitatea aceasta este legată de misiunea Evangheliei, de misiunea bisericii și de misiunea fiecărui membru a ei în parte. Orice face Dumnezeu în viața noastră, fie că e lucru mic, fie că e lucru mare, trebuie să aibă ca finalitate vestirea împărăției lui și vestirea Evangheliei. Trebuie să aibă un scop misionar neapărat. Știți care este paradoxul? Că oamenii se uită cu milă la noi atunci când suferim. Suntem mai credibili, în special în concepția românească, sunt oamenii mai sensibili la noi atunci când suferim. Când avem o binecuvântare, oamenii se uită cu altă atitudine la noi. Și acum aș vrea să ne gândim la toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, la toate rugăciunile pe care Dumnezeu ni le-a ascultat și să ne punem următoarea întrebare. În ce măsură vestesc Evanghelia mai bine, în ce măsură îl fac pe Hristos cunoscut mai bine pentru faptul că El m-a ajutat să mă căsătoresc cu tare fată? În ce măsură oamenii îl cunosc mai bine pe Hristos pentru că am geabul pe care l-am? Observați că dincolo de aspectul practic al intervențiilor lui Dumnezeu în viața noastră, al rugăciunilor, al minunilor, al vindecărilor, care sunt prezente frecvent în viața bisericii lui Hristos, există ceva care trebuie să depășească această natură închisă, această natură care pune toate evenimentele într-un cadru bisericesc. De foarte multe ori spunem, ne-am bucurat foarte mult astăzi la biserică, a fost excelent, am auzit cântări extraordinare, și aici am putut auzi pe bune cântări extraordinare, am auzit cuvânt, am auzit fanfară, ne-am simțit bine. Întrebarea este, după ce mă duc acasă, ce urmează? Urmează o săptămână de alergare, urmează o săptămână în care lucrez și vin duminica înapoi și mi-au ritualul. Textul biblic lasă la vedere aceste idei care se succed, și anume că experiența supranaturală, în cazul nostru, dar experiențele minunate de care avem parte cu Dumnezeul nostru, trebuie să ne aducă în prezența Lui Mântuitoare. Și prezența Lui Mântuitoare este în mijlocul poporului Său în biserică, aici mărit să fie Domnul. Dar pe de altă parte, având în vedere natura Lui Dumnezeu, natura Lui Hristos, natura planului Său, natura împărăției Sale, trebuie să ne așteptăm ca oameni care nu au auzit niciodată niciun cuvânt să vadă slava Lui Dumnezeu. Păstorii erau oameni simpli care nu aveau habar de textele din Isaia, care nu citiseră Vechiul Testament, care nu cunoșteau, însă slava lui Dumnezeu se coboară și ei înțeleg anumite lucruri acolo. În acest context, Luca plasează și relatează că această vindecare are loc în afara templului. Este extrem de important. Îi transmite un semnal foarte puternic că Dumnezeu nu poate fi limitat la o clădire, la o anumită concepție și mai mult decât atât la concepția voastră învechită în care nu încăpea logică ca un bolnav, ca un lepros, ca un rog să intre în templu. De aia erau afară, pentru că în templu nu aveau voie. Însă, odată cu venirea lui Hristos, încep să se împlinească profețiile și manifestarea împărăției lui se întâmplă într-un mod plenar, în special cu oamenii din categoriile sociale inferioare și abandonate. Acest loc are parte de vindecarea miraculoasă a lui Dumnezeu. Dar, uitați, putea să facă exact ca cei 10 leproși. Să fie vindecați, să se arate preoților, da, e în regulă, și să-și vadă fiecare de drumul lui. Observați cum se leagă lucrurile și experiența pe care o are, o aduce ca mărturie în templul unde nu era bine privit, unde nu era bine văzut, unde oamenii negau asta, ei s-au mirat, pentru că nu puteau să creadă așa ceva. Mesia pe care evreii îl așteptau și stilul de conducător, stilul de manager militar, stilul de luptător era cu totul altul. Nu unul care să vindece și să se apropie de categoriile inferioare ale societății. Dar omul acesta este vindecat, intră în templu și îl laudă pe Domnul. Și apoi, datorită acestei minuni, tot norodul
îl urmează și îi pregătește stadionul plin de oameni lui Petru pentru evangelizare. Și Petru vestește Evanghelia și mulți oameni îl cunosc pe Hristos. Acolo trebuie să ajungă viața noastră. Acolo trebuie să ajungă toate binecuvântările pe care noi le primim. Nu sunt pentru noi. Faptul că Dumnezeu ne dă să avem mâncare nu este ca noi să nu răbdăm de foame. Da, este un aspect foarte important. Dar el trebuie citit din punct de vedere spiritual. Cu ce scop ne dai, Doamne? Pentru că știm că nu le dai la toți. Știm că încă se moare de foame în lume. Știm că sunt atâția oameni care suferă și întrebarea este de ce eu și nu celălalt? Cu ce sunt mai bun eu? Am beneficiat de niște artificii la un anumit moment dat, am beneficiat de un background stabil al familiei, m-au ajutat circumstanțele sau cum spun românii, m-am descurcat. Doar pentru că m-am descurcat, hai să credem că nu e așa. Hai să credem că Dumnezeu ne cheamă să citim într-un alt mod ceea ce face El în viața noastră. Și acest mod trebuie să fie unul manifestat viu și înflăcărat în mijlocul comunității. Comunitatea trebuie să-L preamărească și să-L laude pe Domnul. De ce? Pentru că aici beneficiază de experiența transformatoare a lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu lucrează și ne prelucrează, însă lucrurile nu se termină aici. Ele trebuie să continue pentru proslăvirea numelui Său și pentru ca oamenii să-L cunoască mai mult pe El. Trebuie să ne întrebăm în ce măsură mașina pe care o conduc ajută oamenii să-L cunoască pe Domnul. Dacă spunem că suntem pe calea Lui, dacă spunem că facem totul pentru Evanghelie, dacă spunem că viața noastră este Hristos, dacă spunem că am făcut legământ cu Domnul și vrem să-L urmăm toată viața și să urmăm conceptele din Sfânta Scriptură, să urmăm modelul pe care îl avem în Sfânta Scriptură, trebuie să ne gândim și la acest aspect. Și de fiecare dată când Dumnezeu va interveni în viața noastră și vor fi multe situații de aici încolo, după ce credem noi că ne-am făcut datoria, după ce credem că i-am mulțumit suficient, după ce credem că am dat partea care trebuie și ne simțim cumva mulțumiți în sufletele noastre, aș vrea să vă spun că nu e acolo finalul. După ce am experimentat puterea lui Dumnezeu, după ce am mărturisit-o în biserică și am avut parte de transformarea continuă a Domnului, trebuie această minune, această binecuvântare, mică sau mare, să-L vestească într-un fel sau altul pe Hristos. Trebuie, exact așa cum s-a întâmplat aici, să lăsăm această posibilitate ca oamenii să cunoască din Hristos datorită binecuvântărilor pe care le avem din partea Lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne învrednicească și să luăm în serios, pe de o parte, rugăciunile pe care le facem, dar și răspunsurile pe care le primim de la Dumnezeu. Sunt ferm convins, bazat pe cuvântul Său, că promisiunile lui Dumnezeu pentru poporul Său sunt mari. Și cum spune profetul, mântuirea pentru poporul Său nu cunoaște sfârșit. Însă noi nu suntem biserică doar ca să ne întâlnim și să ne vedem unii pe alții, doar să ne bucurăm unii cu alții. Ci scopul pe care îl are biserica este unul misionar. Biserica trebuie să-L facă cunoscut pe Hristos oamenilor, societății. Puterea lui Dumnezeu se manifestă și în afara bisericii. Dumnezeu vindecă și în afara bisericii. Dumnezeu lucrează și în afara bisericii și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Trebuie să fim pregătiți să vedem slava lui Dumnezeu într-un mod în care n-am mai văzut-o. Dar această slavă, această binecuvântare sau cum vreți dumneavoastră să o numiți, trebuie să aibă finalitate întotdeauna pentru cel nemântuit. Pentru lumea. De aia a venit Hristos. Hristos n-a venit să-mi spună să am la cine să apelez când trebuie să mă căsătoresc. N-a venit să-mi spună cu cine mă căsătoresc. N-a venit Hristos să spună ce mâncăm. Ne descurcăm și singuri, știm să mâncăm. Întotdeauna, prin toate lucrurile pe care le avem, întotdeauna Hristos are un scop mult mai măresc pentru ele. Nu se termină doar la o mâncare, nu se termină doar la un eveniment, nu se termină doar la o experiență, ci întotdeauna ele trebuie convertite pentru sensul pentru care a fost dat, și anume oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Și în Ioan, în capitolul 17, spune felul următor. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care Tu L-ai trimis. Mă rog ca Biserica Elim, comunitatea dumneavoastră, să fie o voce, un vector și toate binecuvântările pe care le aveți. Copii talentați, orchestră, cor, dinamică, armonie, tot ce faceți dumneavoastră aici să fie o mărturie vie pentru oamenii care nu-L cunosc pe Domnul. Altfel ne simțim bine, avem experiențe frumoase
și ne putem limita la atât. Dar mă rog ca Dumnezeu să facă mărturia dumneavoastră una vie în societate și oamenii, chiar dacă sunt nu vă înțeleg foarte bine cultura dumneavoastră, limba, puterea lui Dumnezeu este mult mai mare. Însă comunitatea trebuie să fie o comunitate deschisă, mereu înspre lume, având această vocație a reconciliere. Dumnezeu ne-a lăsat să și alții, ca și alții să-L cunoască pe El. Și aceasta este misiunea noastră numărul 1. Amin.